Înțeleg că atmosfera care domnește în societate acum poate predispune spre niște voturi paradoxale și acest lucru fără îndoială nu poate să nu ne întristeze. În ceea ce ține de pe cine vom susține și acele forțe care susțin aderarea la Uniunea Europeană. Dorin Chirtoac. Zilele trecute, Renato Usati a anunțat că formațiunea sau va susține în turul 2 pe Zinaida Greceanei. Noi trebuie să scăpăm din necuratul de la Colonița. Ia că e problemă importantă. Că baba Zina cum e, dai de noastră. Înțelegeți? Și fostul candidat din partea formațiunii Casa Noastră Moldova, Grigore Petrenco, a declarat că o va susține pe Zinaida Greceanei. Liberal Democrații nu au anunțat pe cine vor susține, iar Oazu Nantoi declarase acum câteva zile că îl va susține pe Chirtoacă doar cu câteva condiții. Între timp, atacurile continuă între liberali și socialiști. Liberalii au plasat pe internet o parodie în care au folosit cuvintele Zinaidei Greceanei din discursuri și spoturi și l-au pus într-un alt context. Domnul Chirtoac, noi respectăm. Următorii 4 ani, lăsați-l băietul să muncească în o capitală europeană. Lăsați-l să muncească. Pe site-uri însă socialiști au plasat un banner în care ironizează pe seama sloganului lui Chirtoac, numindu-l mincinosul faptelor concrete. În turul 2 de scrutin de pe 28 iunie, pentru votorul de primar al capitalei, bătălia se va da între liberalul Dorin Chirtoacă și socialista Zinaida Greceanei.